Bun găsit la o nouă ediție România Politică. Sunt Sebastian Zacman și vă invit la o seară dedicată marilor fugari, de la Radu Mazăre până la Sorin Oprescu și de la Alina Bica, șefa antimafia care era ea însăși mafia, până la prințul Pol de România sau Sebastian Ghiță. Alături de mine, fostul ministru al Justiției, doamna Ana Birceal. Bună seara, doamna Birceal. Bună seara, bine v-am regăsit. Mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Doamna Birceal, astăzi am văzut o cerere de liberare condiționată din partea fostului primar al Constanței, fostului baron de Mamaia, Radu Mazăre. Nu încep întâmplător cu acest nume și cu acest caz, pentru că dumneavoastră, când erați ministru al Justiției, l-ați repatriat pe domnul Mazăre din ținuturi mult mai plăcute din punct de vedere climatic, din Madagascar. Cum a fost acea experiență? Păi a fost o extrădare ca la carte, respectând legea. Am făcut o extrădare de vineri după amiază, până luni dimineață erau deja documentele transmise la autoritățile din Madagascar tehnic. De vineri după amiaza, când mi-au venit documentele de la Curtea de Apel București, până sâmbătă seara, că a trebuit să fie și drumul. Deci când există voință politică, se pot rezolva lucruri foarte repede. Bineînțeles. Nu trebuie să treacă săptămâni, luni, chiar ani în cazul unora. Absolut de acord și eu am demonstrat lucrul acesta și nu este numai Mazăre, au fost și alte cazuri de extrădare sau punere în executare a mandatului european de arestare, pentru că acolo este o mare, mare problemă și ar trebui pus punctul pe ei și rezolvat această Care problemă. Care e marea problemă acolo? Păi, în primul rând, din punctul meu de vedere, poți să acționezi tu ca ministru al justiției pe două planuri. Pe un plan internațional, unde tu trebuie să soliciți și ai dreptul legal. În baza articolului, dacă mi-aduc aminte, 29 este o decizie cadru a JAI 909 din 2008, în care tu trebuie să arăți că nu se respectă dreptul de reciprocitate, pentru că, vedeți, în cadrul Uniunii Europene, mandatul de arestare, da, a fost instituit ca o măsură să faciliteze, să ușureze punerea în executare a hotărârilor judecătorești. Nu trebuie mie o instanță din Italia să-mi și rejudece cazul, cum s-a întâmplat în foarte, foarte multe cazuri, ați enumerat și dumneavoastră din cazurile celebre, în care ei practic îmi intrau pe fondul deciziei și își permiteau să rejudece. Ceea ce era judecat deja în România. Exact. Avea deși suntem în comunitatea europeană. Exact. Avea autoritate de lucru judecat. Deci, pe de o parte, tu ai dreptul legal ca stat să soliciți în mod legal atât Comisia cât și Consiliul European și tu trebuie să învederezi cu date statistice reale care pot fi oricând verificate că tu ai deja un fenomen, al fugarilor care nu numai că stau și cum să vă spun eu, râd în fața sfidează autoritățile, statul exact, sfidează autoritățile statului român, dar pe de altă parte subminează încrederea celor care se uită acum la noi în justiție. Dar pentru pare că pentru unii e o justiție specială care nu-i atinge niciodată. Pentru aia cu bani. Exact. Știți că avem, se și vede cu ochiul liber de ce aia care au bani în continuare stau în vilele lor de lux, probabil construite sau cu siguranță construite și din banii furați și nimeni nu face nimic. În schimb, anunțăm așa la hectar, am mai adus încă 20 și nu știu câți. Dar doamna Gorgu raportează aproape săptămâna sau lunar. Știu că și-a luat așa rolul de stă pe aeroport eventual la sosiri pe acolo și spune am adus un număr de. Dar în mod strategic, cu ghilimele de rigoare, în perioada în care anunța așa cu aplomb că a mai adus încă un număr de 24 4. Știți, majoritatea sunt cei care au condus fără permis sau au... Sigur că fiecare fugar trebuie adus în țară. Da, sunt infracțiuni mărunte, puțin, da. Adică îi aducem pe aia și îi raportăm așa un număr de bombastic, dar pe cei care, într-adevăr, râd în fața autorităților statului român, da, și sfidează românii, cum a spus dumneavoastră, pe bună dreptate, nu, domnule, ei sunt de neatins. Și a tăcut așa doamna Gorghiu tacit și încă nu a răspuns public de ce în această perioadă a tăcut, da, că a pierdut efectiv extrădarea prințului de România, mă rog, prințului Paul sau Pol, depinde cum vrem să-l citim, okay, cu accent francezesc sau românesc. Da, prințul erați... pește prăjit. Hai da. Să, dacă erați ministrul justiției astăzi, ce ați fi făcut în acest caz? Sau în ultimul an și jumătate de păi când? Ce am făcut în fiecare caz? Fie că a fost în fața instanțelor, da? Și eu am câștigat
în august 2019 sunt cazuri care se poate verifica cu ușurință că au fost cazuri care au fost câștigate în prima instanță și după aceea, surpriză, surpriză, au fost pierdute ulterior. Peste hotare, spuneți. Peste hotare. Pentru extrădări. Exact. Vorbim de situația fugarilor. Deci, ai acest palier internațional. Da. Și eu începusem aceste demersuri în 2019 și a fost și consfițit într-un raport pe perioada președinției noastre din 2019. După aceea, pe plan intern, domnule, ai curajul să modifici legislația și să dai instrumentele legale judecătorilor astfel încât să poată să impună interdicția de a părăsi statul. Da? Pentru că, din punctul meu de vedere, este mai ușor să previi fuga unuia decât să stau după aceea să alerg prin toate colțurile lumii și să-l găsesc. Nu au aceste instrumente judecătorii astăzi? În momentul de față le au parțial. Pentru că se spune acolo la un moment dat că un judecător poate să instituie această măsură a interdicției de a părăsi țara, numai dacă au indicii și probe serioase. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră și pe cei care se uită la noi, ce probe, să aveți dumneavoastră judecător, dacă la fiecare termen, inclusiv la ultimul termen de judecată, inculpatul se prezintă și se comportă acolo, parcă știți, a citit codul bunelor maniere, adică este cel mai bun exemplu. Exact. Și atunci pui această interdicție. Pentru că fiecare stat are dreptul să-și creeze politica penală. Și în momentul în care eu am deja acest fenomen, am deja această rețetă care este pusă în aplicare an după an, da? De câțiva ani de zile avem aceste cazuri de fugari care efectiv, cum am spus, și este probat în orice sondaj de opinie cu oricine, mergem acum pe stradă și întrebăm, o să vedeți că spune același lucru. Dom'le, de ce au fugit? De ce nu își execută pedeapsa? Și doi, de ce rămân și cu banii pe care i-au furat? Și poate discutăm și despre acest aspect, pentru că iarăși toate aceste lucruri, ce-ți fac ție ca stat? Îți subminează această încredere a oamenilor cinstiți, de bună credință, că, domnule, în țara aceasta, justiția este doar pentru cei care au bani. Ori nu este așa, nu trebuie să fie așa. Justiția este un serviciu public. Justiția este în serviciu public. Și legea trebuie aplicată tuturor, indiferent cât te cheamă X, Y sau ai poziția X sau Y. Aici mai e un palier. De exemplu, în cazul domnului Cherecheș, el avea aceea interdicție de a părăsi țara și cu toate astea a părăsit țara cu un buletin al vărului său. A fost și acolo o telenovelă. Da, și au răspuns cei care l-au făcut scăpat? Da? Pentru cum au fost mutați din funcții cei de la VOM. Sigur, bine. Vedeți, printr-o rotativă. Încă, da, bine, suntem în perioada rotativelor. Da. Și acest aspect, că nimeni nu răspunde. Eu vorbeam mai devreme de ce. Pentru mine este inadmisibil ca tu, ministrul justiției, în aceeași perioadă, să ieși pompos la televizor pentru PR personal și să spui, am mai prins încă 5 fugari și pe cel prințul Paul, tu știind că l-ai pierdut din decembrie, tu nu spui nimic? Adică cei care se uită la noi nu aveau dreptul să fie informați? Asta ce înseamnă? Înseamnă manipulare în interes personal. Care a dispărut interes... pur și simplu așa din țară. Da, a dispărut. Bine, și cum a dispărut și... Deci, din punctul meu de vedere, eu cred că se impune... Și trebuie să ai curaj politic, deci, să faci acest lucru. Da, trebuie să modifici legislația națională astfel încât să previi fuga lor din țară. Pentru că ți este și din punct de vedere mai financiar, ți este mult mai ușor și e mult mai ieftin să previi, să ai această funcție de prevenție, da, acțiune de prevenție, decât să stau eu după aceea să alerg cum era Mazăre, să dădea, că tot l-ați pomenit, și ați văzut, se dădea așa cu zmeu, era frumos, surf, da, ne dădeam cu zmeu pe o plajă din Madagascar, adică, da, știți? Da, știți, problema acolo cu extrădarea lui, nu că a fost problemă, dar... El venind și executând pedeapsa în țară și toate celelalte dosare în care el era fie martor, fie avea o altă calitate procesuală, au putut fi avansate. Că până atunci spunea, stai, domnule, mărturia lui sau punctul lui de vedere e absolut critic în desfășurarea procesului. Și toate celelalte erau blocate. Exact. Da. Ulterior s-a ajuns și la o altă condamnare chiar. Exact. Cu executare într-un alt dosar, că avea multe dosare domnul Mazăre. Dar atunci dumneavoastră erați ministru PSD, susținut de PSD, domnul Mazăre, știm, a avut carieră în PSD. N-ați simțit presiuni din partea partidului?
Păi, sunt de notorietate, am și fost dat afară din partid, dacă vă aduceți aminte. Vorbeați de liberarea condiționată. În august 2019, eu am, uitându-mă pe statistici, am văzut că este un număr foarte mare de recidiviști. Și atunci cei care erau liberați condiționat. Și am propus înăsprirea condițiilor de liberare condiționată. Am ridicat vârsta, am majorat fracția și, bineînțeles, am spus ca să, atunci când există o cerere de liberare condiționată, să aceste condiții să fie îndeplinite cumulativ. Adică fracția înseamnă timpul petrecut efectiv în închisoare, ca să înțeleagă oamenii. Și nu să fie ca acum doar una. Ai îndeplinit, nu știu, o fracție matematică, un anui procent. O treime sau două treime. Exact. Ura și la gara ești liber. Nu. Pentru că, într-adevăr, liberarea condiționată este un drept al celui care execută pedeapsa. Dar, în același timp, nu este neapărat o obligație a statului. Statul trebuie să acorde liberarea condiționată când știe că tu te vei încadra în societate. Și sunt, putem să discutăm și despre probațiune și tot ce înseamnă acest aspect, poate cu altă ocazie. Dar tu dacă doar acorzi așa liberarea condiționată pentru că a îndeplinit un număr de ani de pușcărie, nu este în regulă. Eu am propus aceste condiții și am fost remaniată pentru nu știu câta oară, pentru că aceste condiții se aplicau și infracțiunilor de corupție. Și atunci, vedeți dumneavoastră... Deci era o plajă largă. Atingeați o plajă foarte largă, unele foarte eu doar multe îmi făceam treaba și mi-am făcut treaba de ministru al justiției al României, în slujba românilor cinstiți. Asta este treaba unui ministru al justiției. Aș vrea să închidem puțin acest caz al prințului Paul de România, pentru că am auzit mulți avocați pe la televizor, care se tot perinde la diverse emisiuni, spunând că el este cetățean francez și niciodată Franța n-ar accepta extrădarea unui cetățean al său. E un argument puternic acesta în fața instanței? Nu. De ce să fie un argument puternic? Este condamnat în România și au fost, stați puțin, că sunt români care au fost și în Franța, că el are și cred că are și cetățenia română sau dacă da, nu are. Are. Cetățenie română și cetățenie portugheză are. Are mult și atunci, cetățenie de ce să fie un argument? Nu, din punctul meu de vedere nu este. Ai o pedeapsă de executat în România, trebuie să o execuți. Și acum vedeți dumneavoastră, iarăși, cum cei care se uită la noi să aibă încredere când tu raportezi, tu, Gorghiu, raportezi așa cifre, 20, 30, 40, adică pentru aceste persoane, condițiile din penitenciarele din România sunt ok, dar pentru al de Paul, de nu știu de care, că nu vreau să-i spun, mie nu-mi place Paul de România, adică mi se pare că pune o pată pe numele României, da? Eu deși nu pot instanța i-a acceptat acest nume. Sigur, e numele lui, domnul prinț, hai să-i spunem așa, da? Deci, dar pentru el nu se poate. Sau pentru Alina Bica, de exemplu, iarăși, o rușine pentru justiție. Da? Cum am scăpat-o pe Alina Bica, noi ca țară? Păi, nu eu am scăpat-o, nu dumneavoastră ați scăpat-o, da? Cei care au scăpat-o, da, au răspuns? Nimeni. Da? Păi, și atunci, nu trebuie totuși odată pentru totdeauna să avem și responsabilitate și tragerea la răspundere a celor care nu-și fac treaba? Pentru că, știți, avem drepturi, dar avem și obligații. Fiecare dintre noi avem o răspundere. În ceea ce facem, pentru ceea ce facem. Deci mie mi se pare absolut normal ca cei care nu-și fac treaba, dar să și răspundă. Păi vă dau exemplu cu prescripțiile, că asta e altă modă. Și poate odată vorbim și despre acest lucru. Fenomenala prescripție specială, da? Este noua modă de închidere a dosarelor. Cu ajutorul CCR la acea prescripție? Nu a fost numai ajutorul CCR. Hai să ne uităm puțin faptic. Și ce spun eu acum poate fi verificat oricând. Cum a fost redactat acest articol de lege, acest articol în cod? De cine a fost redactat? Știți? Nu. Doamna Bica și domnul Cătălin Predoiu. La modificarea codurilor penale din 2010. Vă aduceți aminte? Era acea celebră comisie în Parlament. Exact. După nu știu câte șantiere, nu știu de câți ani. S-a modificat de 800 de ori, nu exagerez, acel cod penal. Și au ieșit... mi-aduc aminte că în august 2019 eu am format la Ministerul Justiției o comisie, un grup de lucru care să-mi analizeze toate deciziile CCR-ului. Erau peste 70 de articole la momentul ăla declarat
declarate neconstituționale. Da. Deci, cum a fost redactat codul penal sau cum a fost redactat codul de procedură penală? Doamna Bica era atunci mâna dreaptă a domnului Predoiu, da? La Ministerul Justiției. Cred că era secretar de stat. Secretar de stat. Da. Ulterior, doamna Bica a devenit șefa de ICOT, șefa antimafia. Ulterior a fost condamnată și a fugit din țară. Domnul Predoiu este astăzi ministrul de interne. Păi nu, dar istoria nu se oprește numai că a fost acest articol de lege, de acest articol din cod atât de neprofesionist redactat. Că, sigur, în instanță s-a speculat, s-a sesizat CCR-ul, CCR-ul l-a declarat neconstituțional. Dar credeți că în mod voit l-au formulat așa? Întrebați ei. Da? Dar eu vă pun următoarea întrebare. Eu am sesizat și sunt documentele în Ministerul Justiției. Tot în august 2019 am sesizat că va fi o problemă dacă nu se modifică imediat acest articol de lege. Eu nu puteam să fac acea modificare pentru că, dacă vă aduceți aminte, erau încă în Parlament legile fenomenale ale domnului Iordache. Care, unde este domnul Florin Iordache astăzi? La Consiliul Legislativ. La Consiliul Legislativ. Avizează foarte legi. Bine, bravo, exact. Superb, da? Și cu voturile cui a ajuns acolo? Că e bine să ne uităm puțin, că învățăm din istorie. Că eu, știți, în perioada asta, uitându-mă așa la scena politică, nu este în regulă să se mintă în halul în care se minte acum. Adică, domnule, sunt lucruri care pot foarte ușor să fie verificate. Adică, ușurința asta de a manipula, crezând că cei care se uită la noi cred și nu vor verifica, este o naivitate, pentru că oamenii care se uită la noi o să-și dea seama mai devreme sau mai târziu dacă ești cinstit sau nu, dacă ești un politician onest. Și ne trebuie onestitate în viața publică, ne trebuie onestitate în serviciu public. Deci am sesizat atunci și am spus împinse legile lui Iordache, pentru că asta spuneam, eu nu puteam să fac să promovez această lege, pentru că la CCR, în termeni avocățești, mi-o respingea de pe scaun, pentru că era pe dublă incriminare. Și am spus, în momentul în care vor fi respinse aceste legi în Parlament, și s-a întâmplat la sfârșitul 2019, imediat, făcut de urgență un proiect de lege, trecut prin Parlament în procedură de urgență, îți lua mai puțin de o lună jumate. De ce știu asta? Pentru că eu am trecut recursul compensatoriu. Deci eu am dus la abrogarea recursului compensatoriu. Într-o lună și jumătate mi-a luat să trec în Parlament, da? Deci se poate, dacă vrei și dacă ai curaj și dacă te preocupă ca într-adevăr să aperi românii cinstiți, să pui în aplicare legea. Pentru că niciodată nu o să avem o societate democratică respectată dacă nu avem fundația corectă. Ori justiția și încrederea în justiție, în serviciul pe care justiția ar trebui să vi-l dea dumneavoastră, să-l dea celor care se uită la noi, trebuie să fie acest serviciu și de încredere, și de eficiență, astea sunt alte aspecte. Deci revenind, am spus, trebuie modificat. 2 ani de zile, miniștrii care au fost după mine, nu au modificat. Se poate verifica în 2022, domnul Predoiu, o să vă uitați în nota de fundamentare și spune, în grupul de lucru formulat în 2019 s-a învederat că trebuie nu știu ce, și abia în 2022. Dar știți ce s-a întâmplat între timp? Alte dosare au ajuns la termen și au fost închise. Uite, numai anul trecut, dacă rețin corect statistica, sunt peste 4.000 de dosare închise la DNA în baza prescripției speciale, și în multe din ele erau și acorduri de recunoaștere a vinovăției. Da. Adică deci oameni care s-au declarat singuri vinovați, da, au ajuns să scape până la urmă de pușcărie, da, pe această scăpat. Și acum stați, poate vin și cu pretenții ca să le mai dai și despăgubiri. Exact. Știți? Adică în ce situație ajungem dacă într-adevăr nu faci ordine așa cum ar trebui făcută. Ordine, da? Am avut-o pe doamna Gorghiu invitată în urmă cu câteva săptămâni și mi-a spus că doamna Alina Bica, cazurile acestea două, Alina Bica și Sorin Oprescu, sunt închise. Ei nu mai pot fi repatriați. Mai poate face statul ceva pentru ei din perspectiva dumneavoastră să-i aducem înapoi? Nu știu situația lor la zi. Știu că doamna Bica deja execută pedeapsa în Italia. Da. Deci a obținut această hotărâre. Pedeapsa, da, nu știu cum să spun. A obținut executarea pedepsei în Italia. Deci acolo probabil că chiar nu se mai poate face nimic. Sigur că este o lecție importantă cum s-a ajuns acolo. Da. Dar știți care este revolta mea, asemeni dumneavoastră și celor care se uită la noi? Pentru că, deși am avut aceste cazuri,
încă eu nu văd măsurile care să rezolve pe problema pe fond. Venim așa cu măsuri din astea pompieristice, de PR personal, ale persoanelor care promovează o lege. De exemplu, cred că e încă la CCR și este sesizată de Înalta Curte, excepția de neconstituționalitate. Exact. Că se mai adaugă nu știu câți ani de pedeapsă, pentru că păi și ai rezolvat problema pe fond, că îi mai dai tu, dacă a fugit din țară. Sau acum este în discuție, am văzut anunțat așa cu aplomb că a trecut de Senat, că o să-și plătească fugarul. Ia spuneți-mi mie, și dacă n-are bani, ce faci? Nu-l mai aduci în țară sau după aceea tu te regresezi, introduci acțiune de regres împotriva cui, dacă n-are nimic? Adică, haideți să rezolvăm într-adevăr pe fond. Știți, bunica mea, Dumnezeu să o ierte, avea o vorbă și spunea: mamă, talentul dansează, imitația țopăie. Ce văd eu în această problemă gravă, fenomen al fugarilor, cu efecte atât de negative în societate, este că toți cei care spun că au rezolvat cu ghilimele de rigoare problema, domnule, numai țopăie. Nu au venit cu problema de fond. Și ce vă spun eu acum? Eu tot spun public de foarte mulți ani de zile, pentru că începusem acest lucru în 2019. Sigur că am fost remaniate de câte ori? De 4 ori, 5 ori, da? Și n-am mai putut să continui, să duc la bun sfârșit. Dar am demonstrat că în momentul în care vrei să faci, și pentru mine Mazăre nu era numele ca atare, era o procedură de extrădare și da, mi-am asumat acea procedură de extrădare. Sunt și acele fotografii în care eu sigilez dosarul, pentru că eu prin acel sigiliu, eu mi-am asumat. Vă spun sincer, mi-era frică să nu se fure documentele din deci dosar. Deci era frică ca ministru să nu se fure documentele? Da, pentru că dacă îmi lipsea un document, îmi spunea că, domnule, putea să-mi pună sub semnul întrebării întreaga procedură. Tocmai de aceea, dacă vă dau ce să aminte, domnul Mazăre a și contestat toată procedura de extrădare. Și ea a fost respinsă. De ce? Pentru că într-adevăr, dar executată ca la carte, respectând legea. Da, eu nu înțeleg de ce, în cazul domnului Mazăre, care era tocmai în Madagascar, a putut să meargă procedura atât de repede, dar în cazul altor state din Uniunea Europeană, deci din aceeași comunitate din care facem și noi parte, sunt tot felul de opreliști. Fie că vorbim de Italia, Grecia, până de curând Germania. Păi v-am explicat de ce. Adică, pune, domnule, mâna și ai curajul. Nu vorbi și... deci în cazul domnului Prinț, ce a spus doamna actuala ministru al justiției? Că ea a transmis omologului francez nedumerire. Da. Eu vă spun sincer, nici n-am știut dacă să râd sau să spun, domnule, serios? Adică tu ca ministru al justiției, al României, în anul 2024, tu îmi spui mie că îți exprimi nedumeriri? În drept vorbim de probe, de fapte? Ce îmi exprim nedumerirea? Știți de ce? Și acum... nu o să fiu populară, dar știți, m-ați întrebat din perioada 2019 la câte presiuni și Ministerul Justiției atunci în perioada mea a fost sub asediu zilnic. Nu face aceste lucruri ca să te dai tu mare ca ministru. Ieși așa și raportezi ei, v-am spus, parcă o văd la sosiri, da? Dar anunțând numai numere. Și am făcut Andres, nu domnule, hai pe fond, ai curaj, uite mâine. Are curajul să modifice aceste propuneri. Da? Să modifice legislația în sensul propunerilor învederate de mine acum aici. Și aceste propuneri sunt și susținute de judecători. Pentru că eu când m-am consultat în perioada elaborării acestor propuneri, toți au spus, da, domnule, este un instrument de care noi avem nevoie ca judecători, pentru că, vedeți, dumneavoastră, și opinia publică, pe bună dreptate, ce iau, uite, domnule, l-a făcut scăpat judecătorul. Păi dacă judecătorul nu are legal acest instrument de a impune interdicția, cum poate să-l oprească să fugă? Sau dacă la vamă tu nu ai acea procedură de verificare, cum ai că a plecat cu un pașaport, cu o carte de identitate falsă? Deci credeți că acest proiect de lege anunțat de Alina Goriu, prin care cei fugari își vor plăti singuri drumul de întoarcere spre casă, nu va avea mari consecințe? Nu le văd. Sigur, e o intenție acceptabilă, dar eu vreau să știu și eu practic. Da? Practic. Cum rezolv problema? Adică dacă nu are niciun leu,
să-și plătească. Iar tu ce faci? Foarte bogați, în cazul lor nu se mai pune problema că se întorc în țară și trebuie să-și plătească drumul. Scopul lor era să fugă de pușcăria din țară. Mie mi se par că sunt iarăși cârpeli și nu rezolvă problema de fond. Și problema de fond este să îi împiedici să-ți fugă. Așa cum problema de fond este să te apleci cu seriozitate și fiecare leu furat statului român să fie recuperat de la toți. Iar eu nu am văzut această lege aplicată. Uite, printre ultimile legi pe care le-am trecut în calitate de parlamentar, în 2020, a fost legea confiscării extinse a averilor ilicite. Pentru că până la acel moment exista o lege în care, în baza căreia nu puteai să te duci să recuperezi de în drept să numesc terțele persoane. Uh-huh. Și ce făceau? Și treceau averea pe numele verișorului, copilului, lui X, lui Y și tu ca procuror sau judecător. Te opreai la poarta verișorului. Da. Din 2020 această lege este în vigoare. M-am luptat pentru acea lege din 2017, de când eram ministru delegat pentru afaceri europene. Este în baza unei directive europene. Există legea. Am văzut-o aplicată în câteva situații. De ce nu se aplică în toate situațiile? Dar e de o problemă cu recuperarea prejudiciilor. Da, dar de ce trebuie să fie o problemă? De ce eu nu fac o prioritate? Da? Avem ANABI, da? Și funcționează. Dar de ce eu nu fac... instituția care recuperează prejudiciile. Exact. Dar știți, cu recuperarea prejudiciilor, uite, și cei de la Ministerul Finanțelor, de exemplu, au dreptul să introducă acțiunile în regres pentru condamnările de la CEDO. Deci, din punctul meu de vedere, fiecare leu furat statului român trebuie să fie recuperat, indiferent din mâinile cui și unde se află persoana care a furat banii. Nu este în regulă, pentru că eu, din punctul ăsta de vedere, îmi fac o prioritate, da? În a acorda speranța oamenilor care se uită și în această seară la noi, că da, domnule, în această țară, legea e lege pentru toți și se aplică tuturor. Dar e o problemă de inculpați și condamnați în final, care prejudiciază statul cu milioane de euro în cazul unora și chiar cu zeci de milioane de euro, au avocați atât de puternici încât blochează orice acțiune a statului. Ei își fac treaba, avocații. Bravo lor dacă au avocați deștepți. Dar dați-mi voie să cred că și eu, stat, sunt puțin mai deștept. Deci, din punctul meu de vedere, știți, eu am această credință și am aplicat-o în orice funcție am fost în statul român. Nu funcția îți dă ție greutate, ci tu dai greutate funcției prin ceea ce faci și prin ceea ce realizezi. Deci, eu am demonstrat în 2019 că dacă știi carte și ai curaj, poți să faci aceste lucruri. Și am vorbit aici de câteva lucruri fundamentale care, dacă ar fi puse în practică, ar mai îmbunătăți măcar puțin din încrederea celor care se uită la noi să spună, da, domnule, în această țară legea e lege și se respectă și se aplică tuturor, nu numai celor care nu au bani. Da? Ne întoarcem puțin la cazul Mazăre. Da. Judecătoria sectorului 4 a respins cererea de liberare condiționată, însă mai are o șansă. Domnul Mazăre nu poate să facă contestație la Curtea de Apel. Corect. Și are șanse acolo să fie liberat, credeți? Hai să vedem decizia Curții de Apel. Dar... Pe ce ați paria? Nu vreau să mă pronunț. Păi dar, da, tăcerea dumneavoastră e locventă în acest Da, știți ce se întâmplă? Iarăși, sigur că a fost o extrădare atunci de răsunet. Nimeni nu s-a aștepta să o realizez. Mi-au și venit documentele târziu. Am avut peste 600 de documente pe care eu a trebuit să le traduc și să le autorizez, să le și trimit la timp. Pentru că luni în jurul prânzului, el era pus în libertate, dacă nu ajungeau documentele la timp. Deci eu m-am luptat, cum să vă spun eu, fiecare minut care trecea era în defavoarea mea. Statului român. Da? Și a trebuit să fac această extrădare, respectând efectiv la virgulă legea și procedura. Și am realizat-o. Deci, pentru mine a fost un exemplu și pentru colegii, că n-am făcut eu singură. Am avut atunci colegele și colegii mei de la minister și vreau să vă spun că în perioada în care eu am fost la Ministerul Justiției și le mulțumesc încă o dată, chiar dacă zilnic
efectiv eram sub asediu. Deci nu mai erau și bătăliile cu secția specială, altă șmecherie să îngrope acolo dosarele. Vă aduceți aminte că am blocat cu votul meu în CSM de 9 ori. Deci nu s-a lăsat doamna Savonea, m-a și dus la Curtea Constituțională pe conflict. Un conflict inventat, e decizia Curții Constituționale, în care se spune negru pe alb că este un conflict inventat din frustrările doamnei Savonea la adresa ministrului Bircel. Adică când ai o asemenea decizie, pentru mine încă nu este clar. Și aș vrea într-o zi să mi se explice public că aici nu e vorba de Ana sau de dumneavoastră. Nu, este vorba de un președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, deci cea mai înaltă care a dus la CCR un ministru al Justiției. Da? Și a primit o decizie și era și Dorneanu raportor, deci nici măcar Dorneanu, care nu cred că era fanul meu, n-a putut să dea o decizie. Era președintele CCR, exact, exact, exact. Deci, și acum unde este doamna Savonea? La Înalta Curte? Curte, da. Da? De ce atunci nu i s-a cerut demisia? În CSM. Nu poți să faci de rușine CSM-ul în halul în care tu l-ai făcut. Da. Având această decizie din partea CCR-ului. Dar doamna Savonea chiar atât de multă influență are în rândul magistraților, pe cât se spune? Întrebați-i pe magistrați. Din punctul meu de vedere, în momentul în care a avut acea decizie a CCR-ului, dacă nu a avut decența să-și dea demisia, trebuia să fie dat afară. Nu numai ca președinte a CSM-ului, dar dat afară din magistratură. Pentru că nu poți să dai o palmă cu așa virulență publică ministerului. Și vă pot da nenumărate exemple. A și subminat autoritatea ministerului și a ministrului pentru că bypassa ministerul și trimitea puncte de vedere. Asta iarăși un aspect important. Mi-aduceți aminte acum de aceste lucruri, bine, dar sunt afle, importante. Oamenii, că, da, cum se face politică și justiție. Greșeala mea țară a fost că eu nu prea am vorbit. În general, stilul meu a fost mai mult să fac și să nu mă dau eu mare cu lucrurile care le-am făcut. Dar până la urmă e important să și vorbim și vă mulțumesc și vă promit că o să mai vin. Deci trecea, bypassa Ministerul Justiției și trimitea puncte de vedere, le trimitea direct la Comisia Juridică din Senat ca să modifice legea ANI. Adică da? La domnul Iordache sau cine era atunci? Nu mai știu cine era atunci, dar n-avea dreptul redirect la legea ANI pentru că o interesa personal pe dânsa legea ANI. Da? Modificările din legea ANI. De ce? Ca să-și secretizeze acolo, etc., etc. Adică toate lucrurile astea, acești pași care au fost făcuți coordonat, știți? Și ar trebui opriți. Din punctul meu de vedere și îmi pare tare rău să spun, vă spun cu regret, situația din justiție în acest moment este mai rea decât în 2018-2019 și din 2017. Eu am fost ministru, prima dată, eu am fost ministru al justiției în perioada protestelor. Când toată România... Coordonanța 13, atunci... Da, când toată România era în stradă, nimeni nu a spus Bircel pleacă de acolo, din cei din stradă. Da? Pentru că eu am încercat să-mi fac treaba și am spus da, o să aplic legea și o să-mi fac treaba efectiv ca un ministru al justiției al României. Și de-aia vă spuneam la început că vreau să mulțumesc încă o dată colegilor și colegilor mei din minister, pentru că efectiv atunci am fost spate în spate. Dar eu nu am infestat Ministerul Justiției cu numiri politice. Deci cum se întâmplă în acest moment? La 5 ani după ce ați plecat de acolo, de la Ministerul Justiției, asta este opinia dumneavoastră. Da, că sistemul asta este opinia de justiție din România funcționează mai rău decât în urmă cu 5 ani. Dar nu este numai ministerul. Eu mă uit la situația justiției. Cum ai tu cu tribunal, cu parchete. Cum ai tu peste 4.000 de dosare închise în baza prescripției speciale? Numai anul trecut, dosarele de la DNA. Da? De corupție. Păi, hai să ne aducem aminte, doamna Gorghiu, sigur că nu îi place să se spună lucrurile astea, dar știți ce a făcut doamna Gorghiu în, cred că era 2019, dar trebuie să verific. Între Sfântul Nicolae și Crăciun, da, singură, a inițiat un proiect de lege, cerea și în procedură de urgență. Deci era absolut urgență, da? Între Sfântul Nicolae și Crăciun. Asta? Cred că era 2019, promit da. Că o să vedeți. Cred da, că da. Era 2019 sau 2020, în care în acest proiect de lege, ce propunea? Că toți cei care aveau condamnări până la 7 ani de închisoare, inclusiv, să execute la domiciliu. Da, ține-te, da? Superb!
Ce, absolut superb. Sigur că m-am mobilizat și la mine pe pagina de Facebook și ne-am mobilizat toți oamenii de bună credință din țara asta și acea nenorocire a fost oprită, n-a fost votată. Dar dacă nu ne sesizam și nu făceam lucrul ăsta și astăzi tu ai o asemenea persoană, ministrul justiției, păi în orice țară din această lume, da? Nu ajungea o asemenea persoană nici până la ușa ministerului. N-am nicio treabă cu doamna Gogiu, dar nu este în regulă ca să te comporți așa, da? Și în mod deliberat, tu nu faci nimic ca să îmbunătățești încrederea oamenilor în actul de justiție. Deci da, îmi asum să spun că în acest moment, din punctul meu de vedere, situația din justiție este mult mai rea decât în perioada 2017-2018-2019. Numai că n-au mai făcut aceste modificări și nu, situația asta nu este atât de vizibil înrăutățită, pentru că n-au mai făcut-o atât de brutal. Au făcut-o, știți, cu o prescripție specială, cu o altă decizie a Curții Constituționale, aici, acolo, acolo, și în toată perioada asta dosarele sunt închise și vorba celor care se uită la noi, da? Și care n-au neapărat cunoștințe juridice, spun, da, domnule, și fugiți, da? Și cu bani. Da? Și sau banii au intrat rămași la pușcărie, da? Și rămân în continuare cu banii. Cu ce mă încălzește pe mine, da? Că a intrat la pușcărie și banii în continuare a rămas cu banii. De ce nu se recuperează banii furați? Printre primele mele declarații de ministru am spus așa: fiecare leu furat statului român trebuie recuperat. De ce nu se recuperează? De ce nu există această răspundere a celor care ar trebui să ocupe de lucrul ăsta? Dumneavoastră i-ați urmat lui Tudorel Toader atunci, da, al Ministerul Justiției. Între timp, domnul Toader a pierdut și funcția de rector al Universității din Iași. Nu pot să mărturisesc, îmi pare rău că a pierdut-o. Nici nu trebuia să ajung acolo după dezastru care l-a lăsat în justiție și dânsul nu poate să se uite în ochii mei și să spună că nu știe ce i s-a cerut când a fost numit la Ministerul Justiției. Pentru da? Că, dumneavoastră, uitați un aspect. Nu, dânsul a preluat de la mine. Eu eram interimar atunci, în 2006. A preluat de la mine ministeriat. După Florin Iordache, dumneavoastră ați fost interimar. Atunci, exact, după cu perioada protestelor. Da? Da? Și după aceea a urmat domnul Tudorel Toader. Și, da, a făcut așa cu dibăgie, a nenorocit justiția. Și dânsul a pus un cui. Și este păcat, pentru că totuși a avut funcții înalte. Și nu te aștepți de la una la CCR, da, da, bine, și mai mulți au fost judecători la CCR. Dorneanu, dacă s-aplica punctul 8 al proclamației de la Timișoara, n-ar fi ajuns niciodată să fie președintele CCR-ului. Deci eu vreau să știu, în această țară... A fost magistrat în sistemul comunist, asta spuneți, nu? Da. Păi și este informație publică. Da, da, da. Nu, da? Că să înțeleagă oamenii, poate... Dacă mai știe cineva de punctul 8 de la Timișoara, da. Păi da, da, mult bine s-ar fi făcut. Da, 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 s-ar fi făcut așa o curățenie, să știți. Și morală, și politică, exact, și socială. Exact, pentru că, da, tocmai de aici am pornit. Vreau să mă contrazică și pe mine cineva, dar cu argumente credibile, nu inventate, dacă situația de astăzi în justiție este mai bună decât acum 5 ani de zile. Da? Să-mi spună și mie, de ce judecătorii buni din sistem pleacă? De ce? Pentru că au o pensie mare. Până de curând nu aveau este, o pensie mai mare decât salariul. Să știți că nu salariu. Este vorba... A, stați așa puțin. Și cu pensia asta. Alea, pensiile care se special tot lăudau unii și alții. Cotare, da. Bine că în sfârșit s-a reglementat acea anomalie în care salariul era mai mic decât pensia. Pensia, da. Da? Nicăieri în lume nu era asta. Să te pensionezi și să ai o pensie mai mare decât salariul doar în România. Da, da, știți de ce a fost făcută acea șmecherie? De către Iordache, cred. Pentru cred că au fost făcut de mai mult succesiv, că tot au mai adăugat la, da, la legi diverse excepții. Pentru că în felul acesta îi încântau să iasă la pensie dintr-un complet și dacă ieșeau la pensie dintr-un complet de judecat. Exact. Se rejudeca. Și atunci mai câștigau timp în instanță că doar o să vină prescripția. Acea... Exact. Iată. Și uite că a venit se prescripția. Ați ieșit de... Ce din viața politică? Eu n-am ieșit niciodată din serviciu public. Da, dar serviciul public poate fi făcut și din această zonă independentă, de ONG, de voce cu experiență în politică, dar neregimentată într-un partid. În ultima perioadă m-am ocupat de proiecte importante, spun eu, proiectele energetice, pentru că încă un lucru pe care eu l-am făcut în 2019 și mă mândresc, chiar dacă nu am spus atunci public,
Eu am găsit tot când eram la MJ, am găsit soluția legală de a debloca proiectele energetice de la Cernavodă. Mă refer aici la construcția reactoarelor 3 și 4. Era un contract foarte bine făcut pentru partea chineză, care, din punctul meu de vedere, blocau aceste proiecte, nu se avansa absolut deloc, dar erau niște despăgubiri acolo pentru partea chineză destul de semnificative și am găsit această soluție, pot să spun acum că e informație publică, acea firmă chinezească era pusă sub acuzație oficială de spionaj tehnologic în Statele Unite. Eu am obținut documentele și am făcut notificările legale respective, astfel încât s-a încheiat contractul, statul român n-a plătit un leu de spăgubire și astăzi aceste proiecte sunt făcute cu bani. Continuă, da, și e și finanțare. În perioada asta s-au obținut mai multe surse de finanțare, sunt informații publice și de la US Exim 3 miliarde, 4 miliarde de dolari. Bani americani, da. Da, exact. Și alte surse de finanțare. Deci proiectele merg înainte și asta am făcut în ultima perioadă. Dar, deci vă mai ca să vă răspund la... Păi, dar n-am plecat niciodată. Da, dar nu mai sunteți nu știu dacă mai sunteți membru PSD, dar nu mai sunteți parlamentar. Nu sunt membru. V-au dat afară din partid. Nu sunt membru al niciunui partid politic. Am fost dat afară din PSD în 2019 pentru că conducerea din PSD și comitetul executiv Excelent. De la acel moment, CEX-ul, fenomenul lui CEX, eu am aflat din presă. M-au înfierat că, vezi, Doamne, a și declarat Iordache așa cu bucurie fenomenală, cu Dăncilă și cu cine mai erau atunci, spuneau că, domnule, eu n-am fost un ministru care să promovez ce îmi cerea partidul. Da. Păi stai, domnule, puțin. Eu am fost un ministru, tu nu m-ai pus acolo ca eu să fiu un ministru să-ți promovezi ție ilegalități ca să scăpați voi. Vă dau un exemplu, că iarăși e informație publică. Legea hidromineralelor. Ați auzit de ea? Știu da? Că era o miză mare da, în guvernul Dăncilă. Da, o foarte, foarte mare miză. De vreo 6 ori în ședința de guvern am întors-o. Eu nu dădeam avizul. Deci nu semnam. Și era... Deci au fost discuții absolut interminabile. Știți ce am făcut? Tu ca ministru... Ultimul avizator este Ministerul Justiției. Tu ca ministru ai trei posibilități. Ori dai aviz pozitiv, curat, ori dai aviz negativ, ori dai aviz pozitiv, favorabil, cu observații. Dacă dădeam aviz negativ, că era de aviz negativ, mi-a fost frică, că oricum eram remaniat în fiecare zi, da? Mi-a fost frică că cine vine după mine va încălca și va putea să dea un aviz favorabil, un aviz pozitiv. În condițiile în care acolo era furt al resurselor hidrominerale ale Foarte României. Scurt, că... Știți ce am făcut? Le-am dat aviz favorabil cu 33 de pagini de observații. Știți unde este acea lege? Și acum? În vreun sertar. N-am mai îndrăznit să o promoveze pentru că, bineînțeles, observațiile mele nu corespundeau cu ceea Distrugeau ce doreau legea, ei. Practic. Dar au apărat resursele hidrominerale ale României. Doamna Vircea, mulțumesc foarte mult pentru discuție și vă mai aștept aici la Prima News și la România Politică. Dezvăluirile dumneavoastră fac bine societății să afle oamenii cum funcționează lucrurile în politică și în justiție. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și apoi ne întoarcem subiecte la zi. Ne-am întors aici la, era să spun, proiect de țară România, obișnuit cu vechea emisiune, între timp România Politică. România Politică care se ocupă în special de București sau s-a ocupat, din păcate, de București în ultimele zile, pentru că domnul Cătălin Cârstoiu a ținut prima pagină a discuțiilor, însă în acest timp, în Transilvania, se întâmplă lucruri. Domnul Boc va avea concurență la Cluj. Alături de noi, în această seară, doamna Ramona Strugariu de la Reper. Bună seara, doamna Strugariu. Bună seara, bine v-am găsit. Doamna Strugariu. Ce v-a trecut prin cap când v-ați decis să concurați pentru funcția de primar al Clujului? Acolo domnul Boc este ales cu 70%. În primul rând m-am gândit că e momentul unui nou val de aer proaspăt la Cluj. Poate că cine stă de foarte multă vreme în funcție obosește sau se plictisește sau e momentul să facă pasul următor și sunt multe mesaje în acest sens pe care le-am primit de-a lungul vremii. În al doilea rând, mi-e drag Clujul și având experiența europeană toată acumulată în toți acești ani și dându-mi seama că de fapt există o rețea de contacte și o expertiză pe care le pot folosi într-unul din orașele mari ale României și dorindu-mi de altfel să stau la Cluj. De ce? Pentru că are acel aer care împriește și ar trebui să ne priască, zic eu, într-o
proporție mult mai mare dacă am mai face niște lucruri la Cluj. Deci între Cluj și București alegeți Clujul? Pentru că vreau să rămân la Cluj. E locul în care, dacă aș lua în calcul o întoarcere acasă, am trăit niște ani în diaspora, e un loc care, prin felul de a fi a oamenilor, mi-a vorbit mai mult decât alte locuri. Deci, nu e o alegere întâmplătoare. Dumneavoastră candidați și pentru primăria Cluj și pentru europarlamentare. Și pentru alegerile europarlamentare. Sunteți pe locul 3 la europarlamentare. Sunt pe locul 2 la alegerile europarlamentare. Aș fi vrut să fac pașii aceștia pe rând, pentru că pasul firesc sunt alegerile europarlamentare și acolo intri în bătălia politică cu cea mai bună garnitură de europarlamentari pe care o ai. Cei care sunt pe lista reper la alegerile europarlamentare sunt oameni care au dovedit în activitatea profesională că pot face performanță, top 5, top 10 european, spun statisticile independente. Dar decizia de a candida la alegerile locale era deja luată. Dacă e foarte complicat să faci două lucruri în același timp ca efect al comasării, da, este foarte complicat și e nedrept. Dacă trebuie să le facem pe amândouă odată, le facem pe amândouă odată. Oricum aș fi candidat, da, dar candidam în toamnă din poziția de europarlamentar. Care e asul de mânecă dumneavoastră când vă propuneți să-l bateți pe Emil Boc, un primar care are scoruri de 70% în ultimii 20 de ani? Perseverența. Cred că e unul dintre cele mai importante lucruri în meseria de politician. Și nu cred că așteaptă să se întâmple miracole peste noapte cineva. Cred că în momentul în care ai o viziune și în care cu onestitate le povestești oamenilor care e viziunea ta, îi invit să participe la această viziune și nu spui că faci tot în 4 ani de mandat, ci povestești despre Clujul de azi, Clujul de mâine, Clujul de peste 10 sau 20 de ani, asta înseamnă că ești acolo ca să rămâi și ca să faci lucruri pentru comunitate. Și cum vă doriți să arate Clujul după 10 ani? Peste 10 în primul rând mai curat și mai verde, în al doilea rând cu niște proiecte de infrastructură, unele finalizate și altele în derulare, care nu s-au întâmplat până acum. Și adică nu știu... metroul? Și, da, metroul e o discuție, este unul dintre proiecte care, de altfel să știți că este una dintre cele mai mari investiții de infrastructură din Europa în acest moment, dar mă gândesc la centura ocolitoare, despre care se vorbește de multă vreme și tot n-a început. Mă gândesc la transportul feroviar și la zona metropolitană care trebuie deservită de acest transport feroviar. Vorbim despre transport intermodal foarte mult la Cluj și că se poate face asta mai bine. Uite calitatea aerului, problema deșeurilor, faptul că România în ansamblu stă foarte prost la colectare selectivă și la reciclare, dar niciunul dintre orașele României n-a făcut cine știe ce performanță și cred că Clujul poate să fie unul dintre acele orașe, dacă nu primul, care atinge performanță. Dar performanță înseamnă tot procesul, de la un capăt la celălalt, pe de-o parte. Pe de altă parte, da, avem o problemă cu deșeurile și la Cluj și oamenii deschid fereastra și spun că au probleme să respire din cauza calității aerului și a faptului că miroase foarte urât și nu se știe încă de unde miroase. Sunt etape următoare în dezvoltarea unui oraș. Clujul are o dezvoltare economică excelentă, sunt lucruri care sunt bine făcute la Cluj, dar cred că tocmai de aceea e momentul să ne uităm și la următorii pași. Cum a fost să strângeți 200.000 de semnături ca să participați la competiția pentru alegerile europarlamentare? Foarte greu și foarte frumos în același timp, dar e o nebunie să trebuiască să strângi adică peste 200.000 de semnături ca să participi la orice fel de alegeri. Și gândiți-vă că pentru partidele care au o infrastructură bine stabilită în teritoriu și unde există directivele și pentru și membrii și directivele pentru fiecare primar să strângă acele semnături, poate o fi mai simplu, deși mi-aduc aminte că existau dificultăți și cu partide mai mari când apăreau informațiile în presă legate de strângerea de semnături. Dar pentru un partid care începe, pentru un partid nou și care strânge semnăturile în stradă cu oamenii, e foarte greu. Ce mi s-a părut excepțional în toată această perioadă, care e mai scurtă, a fost mai scurtă decât perioada normală pe care avem la dispoziție să strângem semnăturile, a fost reacția oamenilor.
Și dacă ați urmărit Piața Victoriei sau ce s-a întâmplat la Cluj sau la Iași sau în alte orașe ale țării unde am fost prezenți în stradă cu oamenii și am stat și am strâns aceste semnături, a fost un semn extraordinar că oamenii cred în democrație și cred în participarea și în competiția corectă până la urmă electorală și faptul că au venit oameni la noi de ziua lor cu liste de semnături strânse de la prieteni și de la alți oameni înseamnă că le pasă și înseamnă că vor să vadă pluralism politic și competiție politică. Îmi pare rău să vă anunț, dar cu 200.000 de voturi nu treceți pragul electoral. Da, deci 200.000, trebuie să 200, multiplicați de cel puțin două ori aceste semnături. 200.000 de semnături nu înseamnă neapărat 200.000 de voturi. 200.000 de semnături sper eu să nu mai avem în momentul în care vom avea și niște majorități parlamentare care să înțeleagă de fapt ce înseamnă democrație și participare la alegeri. Cred că, nu, de fapt știu că ce am făcut în ultima perioadă și valul acesta a atins mult mai mulți oameni. Pentru că am urmărit și noi reacțiile lor, am urmărit cum a decurs toată această campanie și știu sigur că mult mai mult decât 200.000 de oameni au reacționat și au fost impresionați de acest efort. Și o poveste care continuă. Știți, eu nu cred în sondaje foarte tare, pentru că sunt o fotografie a momentului, orice se poate întâmpla. Am văzut asta nu odată în Europa și în alegeri libere și democratice. Și aveți speranța că veți trece pragul electoral? Bănuiesc da, cred că vom trece pragul electoral și cred că vom face mai mult decât pragul electoral. Ar trebui să ne putem păzi și votul ca să ne asigurăm că am trecut pragul electoral și că avem chiar un rezultat mai mult de atât, ceea ce în acest moment știți bine că nu putem face și chiar pe 14 mai avem termen la CCR, că noi nu putem... N-aveți oameni în secțiile de vot. N-avem oameni în secțiile de vot, exact, și nu avem nici în biroul electoral central sau în birourile județene și de circumscripție, ceea ce iarăși e un abuz. Chiar astăzi m-am întâlnit cu reprezentanții ODIHR pentru că am scris la OSC, la Comisia de la Veneția și Comisia Europene legat de ordonanța de urgență și de efectele ei și am avut o discuție foarte bună cu reprezentanții ODIHR care își adună în acest moment informații și au în calcul foarte serios chiar o misiune de monitorizare a alegerilor și de observare a alegerilor, așa cum se face o misiune de observare. S-ar putea să fie foarte scurt timpul să existe, propriu zis, o misiune de observare pentru alegerile europarlamentare, dar să știți că va fi o misiune specială de evaluare deja pentru alegerile europarlamentare și locale, urmând decizia cu privire la alegerile prezidențiale și alegerile asta parlamentare. Asta nu arată totuși fragilitatea democrației din România? Suntem ba, da, la 35 de ani de la Revoluție și avem nevoie de observatori externi când vine vorba de alegeri. E un exemplu chiar crud. Aș spune, șocant legat de cât de fragilă e democrația din România, pentru că nu-ți imaginezi că în anul 2024 o țară membra Uniunii Europene ar avea nevoie de o misiune de observare a alegerilor și că sunt îngrijorări exprimate de foarte multe voci, de altfel n-am fost noi singurii care am stat de vorbă cu ODIHR sau cu Comisia de la Veneția. Și toate aceste voci spun că sunt probleme și toate aceste voci spun că nu poți să modifici legislația cu 2-3 luni înainte de alegeri. Și spun că nu poți, că e antidemocratic și că blochează pur și simplu orice manifestare a pluralismului politic să mături de pe scena politică competitorii. Vă deranjează această etichetă de președintă a partidului lui Dacian Cioloș? Nu. De ce să mă deranjeze? Sunt copreședinte. Că n-aveți identitate proprie. Sunt copreședinta unui partid care l-are ca Dacian, pe Dacian Cioloș ca membru fondator. Acum când ai în partid unul dintre cei mai respectați oameni din România la nivel european, aș spune eu unul dintre cei mai respectați europeni din politică. Când a fost comisar european, șef de guvern, șef al unui grup politic, sigur că se face foarte repede asocierea asta și sigur că e firească până la urmă. Dar suntem o echipă. Fiecare își știe în organizație misiunea, suntem împreună în această poveste și vom rămâne împreună. Nu cred că ar trebui să fie deranjat. Dar n-a apărut prea târziu domnul Cioloș. Sigur, el este membru fondator al acestui partid, dar ulterior a cam dispărut din peisaj. Dumneavoastră și domnul Păslaru v-ați
preocupat de extinderea acestui partid, de funcționarea acestui partid, sunteți copreședinți și înainte de aceste alegeri europarlamentare a apărut domnul Cioloș pe prima poziție pentru Bruxelles. Nu cred că a apărut târziu. Cred că e un moment în care decizi ce faci, cum mergi mai departe, care sunt alegerile tale politice. Nu cred că e prea devreme sau prea târziu. Cred că și tu trebuie să știi, să crezi că e momentul să faci niște pași. Și apoi nu a fost o perioadă ușoară. A fost o perioadă în care s-au produs niște rupturi din cauza cărora au fost foarte mari discuții în spațiul public, în principal, da, ruptura de USR. Am explicat și explicăm în continuare de ce am plecat, de ce a trebuit să plecăm. Te gândești, până la urmă, și ca om, dacă să continui, în ce condiții continui și ce vrei să-ți asumi politic mai departe. Avem dilemele astea, fiecare dintre noi, să nu vă imaginați că suntem mai degrabă preocupați de ce ne mai iese la următorul mandat, pentru că nu e cazul. Cred că e destul de atipic în peisajul politic românesc, dar când ești acolo ca să dai ceva politicii, de fiecare dată te oprești la un moment dat și te gândești, merită, fac pasul mai departe, candidatura la Cluj e un gest kamikaze sau e un act de curaj sau e ceva ce trebuie asumat astăzi pentru... Cum vedeți mai degrabă, ca o candidatură kamikaze sau un act de curaj? La Cluj? Da. Cred că este un act de curaj, dar eu văd sunt mai oameni... ca pe un rol kamikaze. Sunt oameni care spun că e o candidatură kamikaze. Așa cum spuneam, cred că perseverența până la urmă dă rezultate și poți avea un eșec din care să înveți sau poți avea un rezultat bun cu care să începi și mai departe să mergi în următorii 5, 10, 15, 20 de ani în, pe acest parcurs politic. Pe hold Clujul, să ne întoarcem la problema capitalei și o să discut și cu dumneavoastră despre candidaturile la primăria capitalei, însă sunt curios să văd dacă medicul ortoped ales de PSD-PNL, domnul Cârstoiu, mai e candidat în acest moment, alături de noi, liderul senatorilor PNL, domnul Daniel Fenechiu. Bună seara, domnule Fenechiu! Bună seara! L-ați schimbat pe domnul Cârstoiu între timp sau nu? Asta bănuiesc că e o glumă, o întrebare capcană. Nu, nu l-am schimbat. Ați văzut și reacția premierului Marcel Ciolacu, care lasă de înțeles că s-ar putea totuși să mergeți cu alt candidat la alegerile pentru primăria capitalei? Este o interpretare a manierei în care Marcel Ciolacu, care este o persoană cu simțul umorului, a răspuns la niște întrebări. Bănuiesc că nici Marcel Ciolacu, bănuiesc că nici Nicolae Ciucă și cu siguranță aproape nimeni din managementul Partidului Național Liberal și din managementul Partidului Social Democrat nu au anticipat la momentul desemnării doctorului Cârstoiu că vom ajunge într-o situație în care să discutăm aproape zilnic despre posibila retragere, posibila retragere a sprijinului, posibila înlocuire. Doctorul Cârstoiu vine dintr-o zonă în care a fost mai puțin familiarizat cu spațiul politic. Fiind mai puțin familiarizat, maniera în care domnia sa a înțeles să comunice a iritat o parte din presă. Pe de altă parte, au fost o serie de informații care au apărut în legătură cu el, care nu au fost lămurite foarte repede. Cred că doctorul Cârstoriu nu a înțeles faptul că în spațiu public orice informație, orice acuză la adresa ta este bine să o rezolvi cât se poate de repede pentru a închide un subiect. Astfel, de două săptămâni de zile, în loc să discutăm despre ce ar vrea să facă doctorul Cârstoriu în ipoteza care ar fi primar, care este proiectul domniei sale pentru București, noi discutăm dacă îl retragem noi pe Cârstoiu, se retrage Cârstoiu sau găsim o altă formulă ca să mergem cu altcineva mai departe. Evident că cele două partide care l-au desemnat și îl susțin dezmint o asemenea ipoteză, la fel de evident este faptul că în cele două partide sunt oameni care nu sunt foarte fericiți de această desemnare, sunt unii care o regretă de la PSD pe Gabriela Firea, de la PNL sunt unii care și-ar fi dorit să fie Tianu Burduja, sunt unii în momentul de față la PSD care au o relație foarte bună cu Piedone și ar prefera ca Piedone să fie susținut de către PSD. La noi sunt alții care l-au susținut pe Nicușor Dan în urmă cu 4 ani de zile și au o simpatie față de Nicușor Dan. Deci există un amalgam de perspective de genul ăsta. Însă un singur lucru este foarte cert.
pe cele două conduceri ale celor două partide, îl susțin pe doctorul Cârstoiu și ca activul de partid, majoritatea activului de partid, susține candidatul pe care îl recomandă cele două partide. Deci eu personal în momentul de față nu cred că suntem într-un impas major, nu știu cum vor evolua lucrurile, dar din informațiile care le am, nu se pune problema nici să se retragă doctorul Cârstoiu, nici să renunțăm la doctorul Cârstoiu. Din contră, eu cred că dacă va reuși să depășească această etapă în care, repet, pe linie de comunicare au fost niște probleme, cred că doctorul Cârstoiu se va profila în principalul candidat. Dacă greșesc și nu va fi așa, fără îndoială pot fi deschise și alte perspective despre care, repet, nu vreau să vorbesc pentru că nu le văd viabile momentul. Deci vom avea parte, noi ca jurnaliști și cetățenii, de asemenea, de acea conferință de presă lămuritoare în care domnul Cârstoiu va explica cum în același timp era și manager de spital și de ce oferea consultații la clinica soției sale? Îmi puneți o întrebare la care eu trebuie să promit fapt altuia. Eu sunt avocat de formație, mă cunoașteți și știți că în general îmi place să nu vorbesc prostii. Eu cred că doctorul Cârstoiu, din perspectivă politică, trebuie să lămurească acest lucru, pentru că altminteri fiecare jurnalist până pe data de 7 iunie... O să-l întrebe asta, exact. O să-l întrebe asta. Și atunci cred că doctorul Cârstoiu trebuie să dea o explicație pentru această situație. Că o dă într-o conferință de presă, cum a anunțat, că o dă într-un comunicat al domniei sale, că se duce la o emisiune, la o televiziune și răspunde la toate problemele în spațiul public, e o problemă de opțiune a doctorului Cârstoiu. Însă n-am nicio îndoială, n-am nicio rezervă să spun că doctorul Cârstoiu trebuie să dea o explicație pentru toate aceste lucruri, pentru că, altminteri, campania domniei sale nu va fi o campanie pentru București și bucureșteni, ci va fi pur și simplu o campanie despre dacă se retrage, va fi retras, se va întâmpla ceva, Nicușor Dan, Piedone, Gabriela Firea, Sebastian Burduja și tot fiu de ipoteze. Personal, am vorbit cu doctorul Cârstoiu, fiind unul din comunicatorii Partidului Național Liberal, și am pus niște întrebări care vă interesează pe dumneavoastră ca jurnalist și care interesează și opinia publică interesată. Doctorul Cârstoiu mi-a spus că nu a încălcat legea, mi-a spus că sunt anumite situații punctuale în care se speculează anumite situații. Chiar mi-a relatat o situație în care, fiind la un moment dat în clinica de care se face vorbire, a întâlnit o pacientă pe care o cunoștea și căreia îi recomandase în, la Spitalul Universitar o anumită analiză pe care respectiva persoană nu o făcuse, i-a recomandat să o facă, iar cineva de la clinica respectivă i-a făcut o trimitere pentru analiza respectivă și înțeleg că s-a aplicat parafa doctorului Cârstoiu. Fără să existe vreo plată pentru treaba asta, fără există o consultație, ci fiind pur și simplu reiterarea unui sfat medical pe care doctorul Cârstoiu îl dăduse. În momentul în care apar 3, 4, 5, 8 situații de genul ăsta, unele poate sunt cu bună credință, altele poate sunt cu rea credință, pentru că într-o campanie electorală se folosesc toate mecanismele care pot fi folosite. Deci într-o situație de genul ăsta, din păcate, nici Daniel Fenechiu, nici alți comunicatori ai Partidului Național Liberal sau Partidului Social Democrat nu vor putea nici să ofere explicații pertinente, nici explicații credibile. Nu m-ați crede dacă eu v-aș povesti niște lucruri în legătură cu niște împrejurări la care eu n-am participat. Deci eu pot să comunic anumite lucruri pe care mi le-a comunicat doctorul Cârstoiu sau la care am participat. Dar nu pot pur și simplu să fac... Da, de asta trebuie să iasă domnul Cârstoiu să explice caz cu caz. Asta am spus. Domnule Fenechiu, există vreo șansă ca dumneavoastră de la PNL să-l susțineți pe Piedone pentru funcția de primar general? În ceea ce cunosc eu, este exclusă o asemenea ipoteză. Este exclusă și ipoteza să-l susținem pe Piedone, este exclusă și ipoteza să-l susținem pe Nicușor Dan. Deci în momentul în care Partidul Național Liberal a decis politic să aibă un candidat comun cu Partidul Social Democrat pentru înțelegerea de stabilitate pe viitorii 4 ani de zile, deci cred că în momentul ăla am antamat o perspectivă pe care trebuie să o respectăm cu bună credință. Deci, din perspectivă și statutară și din perspectivă
organizatorică și din perspectivă formală, nu cred că există vreo asemenea posibilitate. Faptul că anumiți simpatizanți PNL sau anumiți, aș putea spune chiar lideri locali, ar putea să aibă o afinitate pentru unul sau pentru altul, este o situație izolată, nu reprezintă poziția Partidului Național Liberal. Am spus-o în repetate rânduri, în ipoteza nedorită și pe care eu nu o cred, că ar apărea o problemă, PNL și PSD ar trebui să facă o altă desemnare, nu ar putea să se orienteze nici spre Piedone, nici spre Nicu Șordan. Pentru că e foarte greu și din perspectiva consecvenței și din perspectiva responsabilității să faci, să explici o asemenea decizie. Va trebui să explici electoratului de dreapta de ce nu l-ai susținut pe Nicu Șordan din prima și va trebui să explici întregului electorat de ce nu l-ai susținut pe Piedone, de ce ai făcut o încercare care, mă rog, a avut o anumită evoluție. Dar dacă punem puțin răul în față și să spunem că domnul Cârstoiu se retrage din această competiție, credeți că PNL și PSD trebuie să aibă candidați separați sau să mai tragă o dată din urnă un candidat comun? Eu cred că ei trebuie să aibă un candidat comun, pentru că asta a fost decizia politică și cred că ăsta e motivul care, deși a generat nemulțumiri în ambele organizații, a fost practic o dovadă de soliditate și solidaritate a unei înțelegeri care se dorește să funcționeze 4 ani de zile, cred că și din perspectivă principială și din perspectivă pragmatică este obligatoriu să existe un candidat comun, eu așa cred, care nu trebuie să fie nici Piedone, nu trebuie să fie nici Nicu Șordan. Nu mă întreba cine să fie, pentru că nu e obligatoriu ca modul în care văd eu lucrurile să fie reprezentativ pentru PNL sau pentru coaliție, dar ce vă pot spune este că posibilități de manifestare a unui candidat care să reprezinte interesele bucureștenilor susținut de ambele partide există. Pe de altă parte, vă spun cu toată onestitatea, eu nu văd vreun motiv ca doctorul Cârstoiu să se retragă astăzi, în ipoteza în care lucrurile care le cunosc la domnia ta le va explica presei și explicându-le va muta centrul de discuție de la anumite probleme care, în opinia mea, în momentul de față, sunt exacerbate tocmai datorită faptului că anumite situații nu au fost lămurite, către problemele care interesează bucureștenii. Domnul Cârstoiu este o personalitate, este un medic valoros, recunoscut, este un om cu experiență managerială, e directorul Spitalului Universitar de foarte multă vreme, e un om care are toate datele necesare să comunice bine, are expertiză, are experiență, are un anumit șarm, deci depinde doar de domnia sa cum va reuși să explice. Faptul că orice explicație a domniei sale e posibil să fie răstălmăcită de o anumită parte a presei ca să intru în categoria clasicilor, e o chestiune care e mai puțin importantă. Doctorul Cârstoiu trebuie să dea o explicație, după care să-și vadă de drum și să comunice celor care revin la explicație. Oameni buni, eu v-am explicat, din momentul ăsta vorbesc despre viziunea mea despre București, și mă adresez bucureștenilor. Dacă vreți, mă preluați, dacă nu faceți ce vreți voi. Eu cred că doctorul Cârstoiu poate. Am înțeles. Mulțumesc pentru explicație, domnule Fenecheu, și vă mai aștept aici la România Politică să vedem dacă, într-adevăr, săptămâna viitoare concretizați această candidatură și la biroul electoral central, dacă nu cumva o să-l retrageți pe domnul Cârstoiu. Doamna Strugariu, cum vedeți dumneavoastră așa din postura de candidat care se luptă cu Emil Boc toată această telenovelă de la București? Le doresc să se gândească și să se răzgândească în continuare, pentru că e grozav. Nicu Șordan poate să câștige primăria capitale. Cred că chiar are de altfel o șansă reală și a arătat consecvența până acum, o va face și în continuare. Așa că sigur putem să mai vedem 1, 2, 3 candidați, să revină domnul Cârstoiu, e în regulă. Deci îl susțineți pe Nicu Șordan? Da, îl susține pe Nicu Șordan. N-aveți un candidat propriu de la Capitalei? Nu avem și cred că e important să o facem în contextul de acum, în mod special. Așa cum spuneam, sondajele sunt o fotografie de moment. M-a distrat că intervențiile sunt, conducerile partidelor susțin candidatul comun, e firesc să existe acest candidat comun, dar susținerea oamenilor chiar în sondajele acestea, care sunt o fotografie a momentului, nu e echivalentă cu susținerea partidelor. Și dacă ne uităm la sondaje, având așa o masă solidă de voturi în spate,
domnul Cârstoiu s-ar lupta pentru prima poziție. Nu, da. Nu e deloc cazul. PSD plus PNL egal 50% în aceste sondaje la vot politic în București, dar domnul Cârstoiu, indiferent de diferența de procente din sondaje, că unele îl dau pe Piedone la 40%, altele le dau pe Nicușor la 40% și tot așa. Exact. Stă constantă este că domnul Cârstoiu e pe locul 3 pe undeva la 20%. Da. Cel puțin forța politică pe care o proiectează, exact, în momentul decât cele două partide care îl susțin. Totuși, ce s-a întâmplat cu Cătălin Cârstoiu ar putea duce, credeți, după alegerile locale, la ruperea coaliției de guvernare, la destrămarea relației dintre PSD și PNL, în cazul în care vor pierde primăria capitală, evident. Îmi doresc să se întâmple orice ca să vedem o atitudine matură a Partidului Național Liberal, o înțelegere a faptului că formula de partid comasat român nu ajută România și că poate vulnerabilități sau lecții învățate greu din experiența cu PSD-ul pot deschide și alte perspective. Deci îi așteptați în această zonă de dreapta pe liberali? Noi așteptăm. Ne facem treaba în continuare. Repet, trebuie să crească, trebuie să avem niște prime rezultate, mai sunt încă două rânduri de alegeri, dar gândiți-vă că eu însă mi-am fost votant al liberalilor până în momentul în care am început o construcție politică cu care mă identific și în care cred, evident, mult mai tare, pentru că altfel aș fi rămas votant al Partidului Național Liberal sau poate membru al Partidului Național Liberal. Și gândiți-vă că există un bazin electoral în România mare, în aceeași situație, care se uită cu uimire în acest moment în jur și se întreabă ce se întâmplă. Avem și noi analize și sondaje și în aceste analize rezultă că aproximativ 75% dintre oamenii care astăzi au o opțiune de vot, și mă gândesc în principal la PNL-PSD, nu sunt mulțumiți cu această opțiune de vot și că așteaptă alternative pentru că nu aprobă ceea ce se întâmplă cu comasarea, cu partidul comasat, cu coaliția de guvernare care se transformă încet, încet într-un nou proiect politic. Da, eu mă aștept la un moment de luciditate și de trezire în Partidul Național Liberal. Dacă vreți, pentru ceea ce înseamnă liberalism, pentru toată istoria Partidului Național Liberal, pentru ce ar fi putut face mult mai bine și pentru faptul că merită o continuitate pe scena politică. Iar acum oamenii nu mai spun Partidul Național Liberal. Spun USL 2.0, 3.0, spun Partidul Comasat, spun orice altceva, dar nu mai discutăm despre liberalism. E păcat. Dumneavoastră de unde luați voturi? Din zona mai degrabă, din zona PNL sau din zona USR? Sau nehotărâți? Poate deși nehotărâți, nu știu. Cred își păstrează această constanță de apatie. Cred că din ambele părți și e un anumit profil al alegătorului nostru. Uite, în Cluj avem, da, un profil de alegător bine conturat și în București, marile orașe, dar nu numai, urbanul mare mediu și oameni care sunt pe picioarele lor, oameni care au avut sau au legătură cu mediul antreprenorial, îl dezvoltă, dar și studenți tineri, oameni din mediul academic, oameni cu studii medii, dar care au spirit antreprenorial. E destul de divers bazinul nostru electoral. Chiar... Numele Cosmin Gușă vă spune ceva? Da. Cu ce l-asociați? Cu niște vremuri pe care mi le doresc închise la un moment dat definitiv într-o istorie a României pe care eu n-am trăit-o și n-aș vrea să mai trăiască vreodată altcineva. Vă întreb pentru că domnul Gușă este vehiculat și el ca posibil candidat la primăria capitalei în această competiție cu Nicușor, Dan, Cătălin Cârstoiu și Piedone. Cum spuneam, dacă avem și alte propuneri la fel de, cu ghilimelele de rigoare, indecente, cred că asta îi face bine lui Nicușor Dan. Nicușor Dan, credeți că dacă va reuși să câștige aceste alegeri locale pentru capitală, devine și un candidat cu pretenții de prezidențial? Nu cred că își dorește alegerile prezidențiale Nicușor Dan. Din ce știu eu și din cât îl știu eu, este, își dorește să rămână la primăria capitalei și e spațiul în care se simte cel mai util și mai bine. N-am auzit niciodată o discuție despre alegerile prezidențiale și nu e prima lui opțiune, asta chiar
Dar Dacian Cioloș va candida la alegerile prezidențiale din partea Da, Dacian Cioloș va candida la alegerile prezidențiale. Indiferent de ce se întâmplă la alegerile locale și europarlamentare, că poate nu treceți pragul. Dacă mă întrebați pe mine acum, cred că indiferent de ce se întâmplă, dar cel mai bine vă răspunde el la această întrebare. Cred că trebuie să candidăm. La alegerile prezidențiale? Da, la alegerile prezidențiale, la alegerile parlamentare. Curs. Așa cum spuneam, sunt etape și etape într-o competiție politică. Sunt momente în care pierzi, momente în care câștigi. Cred că trebuie să ne asumăm aceste candidaturi. Mi se pare ireal scenariul în care după o primă înfrângere sau un rezultat mai prost, ne punem coada între picioare și plecăm și spunem mulțumim frumos, am încercat, nu s-a putut, asta este. Mai ales într-un peisaj atât de volatil politic, acel din România, în care foarte mulți oameni au tupeul de a candida, deși chiar nu au ce căuta acolo. Vorbeam de domnul Gușă. Da. Ar fi incompatibil, cred că, cu ce înțelegem noi prin politică, să ne retragem sau să nu candidăm. Deci chiar dacă nu veți trece pragul la alegerile europarlamentare, vă doriți ca partidul să rămână în viață, să intre în competiția pentru prezidențiale și parlamentare. Evident, să treceți prin toate aceste teste de anul acesta. Două luni sau un an sau doi ani. Faci un partid pentru o perioadă de timp suficient de lungă încât să poți să schimbi lucrurile. Dacă avem 4 ani de pregătire foarte serioasă și de construcție după aceste alegeri din 2024, putem schimba balanța politică în 2028. Trebuie să ne pregătim pentru asta. Nu te oprește niciodată primul eșec. Luați în calcul să vă întoarceți la un moment dat sau să reintrați într-o coaliție, într-o alianță cu USR? Cred că e o întrebare la care trebuie să vă răspundă cei de la USR. Ei au răspuns. Nu vă vor în primul în această rând, cei alianță de la USR, cu PNP pentru și Forța Dreptului. Mi se pare nesănătos să spui că tu nu vrei să intri într-o coaliție de guvernare cu niște oameni care s-au prezentat drept alternativa politică sănătoasă a României, cu care ai fost coleg, cu care ai colaborat. Punctual să știți că se mai întâmplă pe aici, pe acolo, colaborări. Dar atitudinea leadership-ului partidului este ceva de neînțeles. Sigur că luăm în calcul și vă spun că luăm în calcul o formulă de coaliție de guvernare cu orice partid echilibrat și pro-european care vrea binele României. Real. Și discutăm asta în felul în care ne poziționăm în negocierile regionale, în politica europeană, internațională, politica de securitate și apărare, fonduri europene, dezvoltarea României în perioada următoare, da? Cum contracarăm extremismul. Orice partid de pe lumea asta ar trebui să-și dorească să guverneze sau să intre într-o coaliție de guvernare. Dacă ești partid de Facebook și scopul pentru care intri în politică este să faci postări pe Facebook și să strigi că urăști tot ce se întâmplă în jur și că ești tu singurul partid care, cred că vei rămâne acolo. Sau reușești în cel mai bun caz să conservi un număr de mandate, oarecare, pentru niște oameni. Dacă vrei să faci mai departe pasul, asta înseamnă negociere. Înseamnă ceea ce noi numim compromis politic în Parlamentul European, fără să fie această conotație negativă a compromisului. Da, trebuie soluție. Să stai la acea masă și trebuie să găsești formula. Uitați-vă la Germania și la felul în care s-a constituit până la urmă coaliția de guvernare în Germania, pentru că este foarte interesant. Au intrat facțiunile care sunt la guvernare și au negociat cu ușile închise, cu cei mai competenți oameni pe care i-au și n-au ieșit de acolo cu zeci de zile la rând, până când n-au pus pe masă un program de guvernare foarte solid. Cât i-a costat și ce au făcut acolo, nu știe nimeni. Că n-a știut nici presa cum arată programul de guvernare, dar au reușit să obțină o formulă care să mulțumească, în primul rând, oamenii care au votat și care au trimis acolo. Doamna Solari, cum combateți teoria votului util? Pentru că mulți votanți din acest bazin al dumneavoastră, de dreapta, liberal, asta nu ne însemnând Partidul Național Liberal, sunt înclinați, poate, să pună ștampila pe USR, văzând că USR plus PMP plus Forța Dreptei are cea mai mare șansă să răstoarne, poate, această coaliție de guvernare. Nu cred în teoria votului util. Este o fabricație pe care e ușor să o arunci pe piață ca partid politic, pentru că, ok, îți identifici niște adversari politici noi în piață. Suntem 5 în delegația europarlamentară a României, foarte buni. USR are în acest moment un europarlamentar care este și șef de delegații și acum haideți să ne uităm la rapoartele de activitate. Până la urmă nu vreau eu să arăt neapărat cu degetul, dar să ne uităm ce am făcut, ce facem în continuare în Parlamentul European și de ce ar trebui oamenii să-și pună ștampila pe cei care livrează.
Asta în sine înseamnă să combați teoria votului util. Și da, șansa unui partid vine cu fiecare vot în parte și cu fiecare om pe care îl convinge că merită să susțină acea performanță și acea eficiență în bună guvernare. Dacă ne-am bazat numai pe teoria votului util, înseamnă că alianța PSD-PNL trebuie să facă 80% în aceste alegeri, pentru că oricum nimic și nimeni nu se mai compară pe scena politică cu acest bloc. Mastodon. Nu e cazul. Cum e privit premierul României Marcel Ciolacu la Bruxelles și în instituțiile europene? N-am întrebat în mod special pe cineva cum e privit. Înțeleg că vrea să facă investiții în Orientul Mijlociu, da. Peste 15 imediat miliarde. Imediat mergem la colega noastră. N-am povestit nimănui și nu ne este foarte clar ce e cu acele investiții. Cred că e important să articuleze și să prezinte o viziune pe care până acum n-am văzut-o acolo. Nu în sine contează persoana domnului Marcel Ciolacu la Bruxelles, ca să fie clar. Contează ce reprezintă Marcel Ciolacu la Bruxelles. Ca șef al guvernului te duci acolo cu o poziție de țară foarte articulată pe toate marile provocări pe care le avem astăzi și pe care le vom avea în următorii ani în politica europeană. Nu știu ce crede domnul Marcel Ciolacu despre aceste lucruri, pentru că nu și-a exprimat aceste puncte de vedere. În schimb, vin foarte multe promisiuni financiare din Golful Persic, acolo unde se află domnul Marcel Ciolacu, premierul României, cu o suită de miniștri după el. Ar fi bine să vină aceste investiții, sigur, dar deocamdată suntem la stadiul de promisiuni, însă mai multe detalii ne aduce colega noastră, Larisa Bernasie, care este în această vizită a Guvernului României acolo, să vedem care sunt promisiunile și ce s-ar putea totuși realiza într-un orizont de timp relativ scurt. Larisa, care sunt ultimele noutăți de acolo? Tuturor, astăzi a început în mod oficial această vizită a premierului Marcel Ciolacu alături de membri ai executivului pe care îl conduce în Golful Persic. A început, bineînțeles, cu Qatar. Suntem încă la Doha aici, unde a fost o zi plină, a avut atât Marcel Ciolacu cât și restul miniștrilor, au avut agenda plină. Au venit cu speranțe extrem de mari pentru că le-au prezentat proiecte de milioane de euro celor de la Doha, în primul rând oamenilor de afaceri, pe care speră să îi convingă să investească în România, în mai multe zone. Vorbim inclusiv de agricultură, de zona de energie, dar și digitalizare sau transporturi. Poate cele mai importante proiecte promovate aici la Doha de către membrii executivului au fost în zona transporturilor, pentru că le-au cerut oamenilor de afaceri din Qatar să vină să investească alături de statul român în autostrada Comarnic-Brașov, printr-un parteneriat public-privat. Știm foarte bine, Sebi, că această autostradă a fost promisă poate de guvernele din ultimii vreo 20 de ani. Nimeni nu a reușit să facă această autostradă. Poate reușesc, iată, străinii să vină să investească în România și să facă într-un final această șosea de mare viteză. De asemenea, au vorbit și despre investiții în aeroportul Timișoara. Știm că recent Marcel Ciolacu, alături de mai mulți miniștri, dar și lideri ai Partidului Național Liberal, au fost la Timișoara, acolo unde a fost deschis acest aeroport, și e important că discutăm despre aceste lucruri, pentru că nu s-au limitat la atât. Au vorbit și despre investiții în portul Constanța, mai ales în contextul în care știm foarte bine că la granița României este războiul din Ucraina, iar în momentul în care se încheie acest conflict, România își dorește să devină un hub pentru reconstrucția Ucrainei, iar portul Constanța ar juca un rol extrem de important. Mâine va ajunge premierul Marcel Ciolacu, bineînțeles, alături de miniștri în Emiratele Arabe Unite, acolo unde vor fi alte discuții extrem de importante. Poate cea mai importantă investiție pe care și-ar dori actualul executiv să o facă cei din Emirate în România ar fi în compania Tarom, și mai exact să cumpere această companie. Înțelegem că există aici niște discuții cu privire la pachetul pe care ar putea să-l cumpere, pentru că cei din Emirate, bineînțeles, și-ar dori să dețină
majoritatea la acțiune, adică peste 51%. În acest moment înțelegem că statul nu poate să vândă doar 49% din acțiuni, motiv pentru care ar exista acolo niște discuții punctuale pe acest lucru. Însă poate ar fi o variantă de a salva Tarom, pentru că din 2007 această companie, compania aeriană română, nu a mai fost pe profit și din răsputeri pare că încearcă guvernele, pentru că au fost mai multe, să salveze această companie de la faliment. Trebuie să spunem faptul că cei din Emiratele Arabe Unite au o experiență vastă în companiile aeriene, au una dintre cele mai profitabile companii aeriene din întreaga lume, au foarte mulți angajați. În acest sens, mergem de data aceasta dincolo de discuția tradițională de la reuniunile Consiliului de Primăvară privind competitivitatea și piața internă și discutăm direcții concrete de acțiune pentru a fi mai eficienți, mai productiv și mai competitiv. Sunt soluții pe care le identificăm pentru a stimula economia europeană și, da, pentru a ridica gradul de bunăstare al cetățenilor noștri europeni. Lansăm astăzi, formal, procesul de definire a unui nou pact european pentru competitivitate. Ne uităm în primul rând la cum putem îmbunătăți și adapta piața unică pentru a ne asigura că acest motor al creșterii și al prosperității Uniunii rămâne unul pe deplin funcțional. În linia intereselor României, voi continua să susțin eliminarea obstacolelor de orice fel, legislativă sau de liberă circulație pentru cetățenii și companiile noastre și asigurarea unor condiții de concurență echitabilă sau competiție sănătoasă în interiorul Uniunii. Evident, remarca despre circulația liberă se referă la Schengen. Un punct important asupra căruia voi insista este atenția pe care trebuie să continuăm să o acordăm la cel mai înalt nivel, sectorului agricol european, care este crucial pentru obiectivele noastre privind competitivitatea. Nu în ultimul rând, vom reveni asupra priorităților strategice ale Uniunii post-2024, în exercițiul de pregătire a ceea ce numim agenda strategică a Uniunii Europene pentru perioada 2024-2029. Ne-am întors în studio, am făcut o scurtă escală la Doha, dar și la Bruxelles, acolo unde se află președintele Klaus Iohannis, participând la ședința Consiliului European. Doamna Strugariu, tot l-am văzut pe Iohannis. În ce funcție îl vedeți dumneavoastră din ianuarie 2025 încolo? Într-o funcție europeană sau la șefia NATO? Depinde de cât de tare își dorește o funcție europeană, dar o funcție europeană sau șefie NATO înseamnă foarte multă muncă și înseamnă și o susținere, pentru că nu te duci acolo. De ce spuneți foarte multă muncă? Adică n-am muncit în nume personal. E o discuție dacă am muncit și cu ce rezultate putem să o facem pe promisiuni concrete. Sunteți dezamăgită și realizări mai degrabă de mandatele lui Iohannis? Da, sunt dezamăgită și nu cred că sunt singura dezamăgită, dar hai să vedem. E păcat să ajungi în situații din acelea ca bancul cu calul, dar l-am luat și eu și merg cu el la târg ca să fac de râs. Hai să ne gândim serios în momentul în care punem niște nume pe masă și să nu se înțeleagă greșit. Trebuie ca România să aibă poziții de leadership în Uniunea Europeană. Trebuie să conteze. Trebuie să ne gândim bine ce portofoliu de comisar european vrem să negociem. Trebuie să ne gândim dacă putem dobândi poziții de conducere în cadrul Comisiei Europene și ce șanse reale avem. Dar nu aruncăm așa de dragul de a arunca în eter niște nume sau niște candidaturi personale într-un context pe care nu l-am evaluat neapărat foarte bine. E, știți, mă distra foarte tare, ascultam informațiile legate și de vizita lui
Marcel Ciolacu și bine că am ajuns la Qatar să facem autostrada și să obținem investiții pentru România în condițiile în care noi pierdem sute de milioane din fondurile europene și sunt granturi, deci nu vorbim de parteneriate public-private, nu vorbim de proiecte mărețe, vorbim de bani gratis pe care îi pierdem pe minut, pe oră, în fiecare zi și pe care nu suntem în stare să-i aducem în România ca să construim acele spitale, ca să facem acele școli, ca să consolidăm infrastructura, pentru că nu există această prioritate a guvernului pentru aceste investiții. Dar mergem și le căutăm în Qatar. Sunt foarte curioasă cu câți consilieri economici am mers, domnul Marcel Ciolacu, acolo și concret cum s-au purtat aceste discuții. Că nu ne interesează banii europeni, dar ne interesează foarte mult investitorii din Orientul Mijlociu. E ipocrizie. Și sigur că îmi doresc pentru România o poziție, așa cum spuneam, solidă la nivel european. Dar care este poziția pe care vrea să-și o asume președintele României? Cu cine a discutat despre asta? Care sunt șansele reale pentru ca acest lucru să se întâmple? Trebuie discutat cinstit despre aceste lucruri. Doamna Stugari, am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici la Prima News și la România Politică. Atât în această seară de aici, de la Prima News. Ne vedem mâine seară la ora 18 la o nouă ediție. Până atunci rămâneți cu noi.